Ne aflăm la bordul corvetei 265, la finele celor 5 zile de antrenament pe mare. Cum s-au desfășurat exercițiile, puteți vedea în reportajul următor. Au fost 5 zile pline de activități în care s-a asigurat traionul de lansare a rachetelor de la capul Media, s-au executat trageri de artilerie, exerciții de vitalitate și de om la apă. La bord s-au aflat și aspiranții de la cursul de bază desfășurat la Școala de Aplicație a Forțelor Navale Viceamiral Constantin Bălescu din Mangalia. Tragerile de artilerie și infanterie s-au executat conform planului de acțiune din cadrul exercițiului de antrenament pe mare, cu rezultate foarte bune. Pentru aspiranți, ieșirea pe mare la bordul navelor din divizionul 50 Corveta reprezenta prima misiune pe mare executată în calitate de ofițer după absolvirea Academiei Navale. La bordul corvetei 265 am executat numeroase activități. Am avut chiar din prima zi trageri de artilerie. Am avut de asemenea un exercițiu de vitalitate, unde am văzut cum oamenii de la bordul navei se descurcă într-o situație mai puțin plăcută. De asemenea, am executat și un exercițiu de abandon al navei și cred că am avut destul de multe lucruri de învățat din aceste numeroase activități. Este foarte important deoarece ne deschide noi orizonturi pe care nu le-am știut până acum, pe care nu le-am studiat. Și știm acum exact unde să aprofundăm și ce să învățăm pentru viitor. Marina reprezintă una dintre cele mai frumoase, dar și una dintre cele mai dure meserii. Marea îi va căli, marea le va da curaj. Trebuie să aibă curaj, pentru că altfel marea îi va respinge. Marea nu negociază cu nimeni. În pofida acestor greutăți, îi îndemn să nu renunțe la visul lor și le urez mult succes în carieră. Bun cart înainte! Aveți la bord și aspiranții aflați la cursul de bază la Școala de Aplicație a Forțelor Navale. Ce ne puteți spune despre pregătirea acestora? Au avut ocazia să participe la executarea tragerilor de artilerie, la planificarea și conducerea acestora, la întocmirea documentelor după executarea tragerilor, la verificarea armamentului și întreținerea armamentului după executarea tragerilor. De asemenea, au avut parte să cunoască în detaliu nava, activitatea ofițerilor, tinerilor ofițeri la bordul navelor, va avea un rezultat foarte bun, deoarece niciodată condițiile ideale de la catedră și tablă nu se aseamănă cu cele de pe mare. Am avut parte de mare de la gradul 0 la gradul 5, de vânt de la forța 0 la forța 6. Pe mare, la bordul navei, viața se desfășoară pe aceleași coordonate ca la cheu. Astfel, vremea bună din prima parte a perioadei a permis ridicarea pavilionului cu întreg echipajul și felicitarea sărbătoriților zilei. Multă sănătate și le mulțumim pentru activitatea desfășurată la bordul corvetei. Zic că e prima aniversare pe mare, a doua zi sărbătorită, ca să zic așa, pentru că și ziua de nume am sărbătorit-o tot pe mare. Ce să zic, oameni dragi, găsești acasă și aici. Important e să îți faci singur ziua frumoasă. La corveta 265 sunt din anul 2006. Meseria mea este de electrician și o fac cu plăcere. Această aniversare am sărbătorit-o ca multe altele prin muncă. Cum a fost prima ieșire pe mare pentru comandantul corvetei, absolvent al masteratului de comandă de la Universitatea Națională de Apărare, promoția 2016? Cu toate că am avut parte de condiții meteo nefavorabile, având în vedere că echipajul corvetei este majoritar tânăr, pasiunea, spiritul de echipă au reprezentat motorul eficienței de-a lungul întregii misiuni. Consider că ne-am îndeplinit toate obiectivele, iar toate misiunile au fost executate în condiții de siguranță.
Pe mare, vremea frumoasă din prima parte a intervalului a lăsat loc rapid vântului, ploii și fenomenelor orajoase, amintind parcă celor aflați pe navă și de perioadele zbuciumate ale vieții de marinar.